Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară, în emisie directă, vom încerca să abordăm mai multe aspecte ce au fost discutate în ședința Parlamentului de astăzi, împreună cu Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu Alexandru Slusar, deputat Platforma DA, vicepreședinte al Parlamentului. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara! Domnule Bolea, astăzi în ședința Parlamentului, ziceam un pic mai devreme, au fost discutate mai multe aspecte. Aș putea îndrăzni să zic că a fost o ședință și la propriu și la figurat fierbinte, pentru că deciziile care urmeau să fie luate aveau un impact și au un impact direct asupra fiecăruia dintre noi în calitate de cetățeni. Vreau să începem discuția din acest studio prin faptul că domnul Năstase a cerut ridicarea imunității parlamentare domnului Plahotniuc și l-a acuzat de uzurparea puterii în stat. Însă, pe de altă parte, domnul Deacu ne-a asigurat că Partidul Democrat și membrii acestuia nu au niciun amestec în ceea ce s-a întâmplat, mă refer la deciziile Curții Constituționale care au tot curs pe parcursul săptămânii trecute și nu există nicio imixtiune în atribuțiile acestei instituții care are menirea de a supraveghea de fapt exercițiul democratic și modul în care este respectată Constituția. Haideți să ne spuneți mai multe cum s-a văzut de acolo din interior. În primul rând, o să încep de la Curtea Constituțională. Dumneavoastră, corect ați spus că Curtea Constituțională ar trebui să vegheze exercițiul democratic de la noi din stat. Mai mult, hotărârea Curții Constituționale persistă o idee și un principiu, da, conform căruia Curtea Constituțională este o instituție care ar trebui să dezlege, da, acele crize politice care ar putea exista la noi în stat. Ori, în cazul de față, ce s-a întâmplat săptămâna trecută, mă refer la hotărârile Curții Constituționale, de fapt, Curtea Constituțională singură a creat o criză, nu numai politică, dar și o criză constituțională de la noi din țară. Și în această ordine de idei, evident că un partid, Partidul Democrat, folosindu-se de acele hotărâri a Curții Constituționale, încercând să se mențină în continuare la putere, pentru aceasta noi trebuie să vedem totuși pas cu pas ce s-a întâmplat în săptămâna trecută, începând cu data de 7, 8, 9 și ceea ce a urmat ulterior. Deoarece ați văzut cu toții, toate instituțiile statului, ministerile au fost blocate de țuță și de tot ce vreți, reprezentanța unor instituții paramilitare, Curtea Constituțională și-a dat unele hotărâri care după aia a văzut ce a făcut și ulterior le-a revenit la ele. Da, le-a anulat. Eu aș vrea să văd acele hotărâri inițiale, da, care le-a adoptat Curtea Constituțională, să le văd pe hârtie ce au scris ei. Ori colegii care au avut lor de cuvânt astăzi la acest proiect prin crearea Comisiei Speciale de Anchetă, da, legată de tentativa de puci, clar au vorbit despre aceasta și s-a creat o senzație, da, că în ziua de 8-9 iunie judecătorii Curții Constituționale pur și simplu stăteau la televizor și făceau comunicate de presă pe site-ul Curții Constituționale că decizia respectivă sau hotărârea Parlamentului este anulată, ce este neconstituțională, ce nu știu ce și așa mai departe. Menirea acestei comisii de anchetă este să stabilim pas cu pas, oră de oră, ceea ce s-a întâmplat în săptămâna trecută. Ca întreaga societate să afle totuși cine a dat indicații, ce fel de indicații, fiecare instituție
cum a reacționat. Că în afară de aceasta, sincer vă spun, într-adevăr, au existat, nu că zvonuri, da, dar veneau informații din, de pe diferite canale, da, în adresa deputaților, precum că la Procuratura Generală s-a solicitat 60 sau 90 mandate de arest. Ele au fost, aceste mandate, date de către judecători de instrucții, grupuri operative deja așteptau ca să încarce pe deputat și alte persoane, da, să-i aresteze. Să vedem, da, aceste lucruri. Cine, care instituții, cum a reacționat în sensul dat? Domnule Slusari, pomeneam ceva mai devreme despre președintele de onoare a PDM-ului și despre mesajul pe care l-a expus domnia sa în plenul Parlamentului. Dacă nu este diametral opus, cel puțin este diferit de cel al colegilor de partid și lucrul ăsta ne duce la gândul că s-a dat bătălie pentru ultima redută în PD. Respectiv, nu mai există o coordonare pe interior în raport cu ceea ce urmează să fie spus în public și respectiv la modul în care funcționează Curtea Constituțională, ori avem un record pe care nu cred că mai există o altă curte, în 7 minute a fost emisă o hotărâre. Este de-a dreptul ridicol, domnule deputat. Remarca dumneavoastră este una pertinentă. Da. Noi am observat, și nu doar eu, dar mai mulți colegi, azi am observat că în Partidul Democratic sunt două tabere. Cel puțin asta a fost, da, a fost vizibil. Noi am văzut câțiva deputați care din start au demonstrat că ei s-au coborât de pe baricadă, că ei s-au deprins și sunt gata să lucreze într-o opoziție, că sunt mai împăciuitori, că prin mesajul lui domnul Diacov, care a, da, într-un fel a vociferat poziția lor, îi disociază de acțiunile unui grup îngust care a influențat asupra curții constituționale și într-un fel a fost mesaj că nu trebuie de confundat întregul Partidul Democrat cu o gașcă de impostori, uzurpatori, care au făcut tot posibil și imposibil pentru a captura statul. Și, da, noi am ascultat și am auzit acest mesaj. Pe de altă parte, am văzut și câteva persoane care încă se află în situația asta, adânci și sunt dureri de este fantome, se află într-o stare de mahmureală, precum că ei mai sunt la guvernare. Și mesajele lor au fost destul de războinice. Se vede că ceva se întâmplă acolo pe interiorul Partidului Democrat și dacă ați observat, poziția majorității a fost destul de moderată. Noi suntem gata să tratăm, da, Partidul Democrat în calitate de, chiar dacă noi știm multe procese care s-au întâmplat acolo, chiar dacă ei au fost foarte docili față de un mafiot care i-a folosit nu doar pe dânci, dar mai multe instrumentare în cadrul capturării statului, dar noi suntem gata să-i tratăm pe dânci ca o poziție constructivă. Dacă ați observat, comisiile pentru dânci au fost rezervate în pofida unor... Ei își arată anumite nemulțumiri. Asta e problema lor, dar comisiile... Da, ați văzut care a fost abordarea față de Tauber, de exemplu, da, și față de Babuc. Comisiile Partidului Democrat și doamna Babuc, deși și aici au fost anumite animozități. Nu toți deputații au fost gata din start să o susțină pe doamna Babuc. Dar noi am demonstrat bunăvoință, am demonstrat că noi suntem o majoritate matură, suntem gata să dialogăm cu partea constructivă a opoziției, dar dacă vedem și dacă vom simți că totuși domină linia de război din partea Partidului Democrat, dar vreau să vă spun, să anticipez niște lucruri, da, în cadrul ministerelor, ceea ce eu văd acum, cam indicațiile îi primesc de la partea războinică, partea războiului din Partidul Democrat. Dacă va domina linia asta de război, alegeri cum alegeri. Anticipați întrebarea mea. Iată, în ministere se lucrează deja? Miniștrii s-au apucat de treabă?
toți miniștrii s-au apucat de treabă. După ședința de parlament, eu cu Igor Munteanu, președintele Comisiei Finanțe și Buget, noi, cam eu ca vicepreședinte, da, mai mult montat pe domeniul economic, Igor Munteanu ca președintele Comisiei Abilitate, noi am mers la întâlnire cu doi miniștri, ministrul Agriculturii și ministrul Economiei. Am văzut că există o agendă foarte clară pentru ambii miniștri, dar și unul și altul în unison ne-a spus că simt rezistența din partea unor cadre, unor secretari de stat care primesc niște mesaje de pe interiorul Partidului Democrat, precum că sabotați, așteptați, stăpânul revine, peste câteva luni totul o să fie bine, faceți tot posibil pentru a nu permite miniștrilor să intre plenar în funcțiile. Colectivele, în mare parte, binevoitori, au acceptat, adică ei din start au recunoscut guvernul blocului acum, guvernul majorității, dar iată există această rezistență din partea secretarilor de stat, care binevol nu vor, mulți din ei, care au fost promovați de către Partidul Democrat, binevol nu vor să plece din funcție și dosesc informația. Unii miniștri au intrat în calculator acolo, nu era niciun document. Adică persoanele, un cerc îngust de persoanele în ministere fac tot posibil pentru a bloca activitatea eficientă miniștrilor. Da. Domnule Bolea, destul de interesantă este poziția procurorului general, care chiar pe parcursul acestei zile spunea că nu există temei juridic, cel puțin, ca domnia sa să-și depună mandatul sau să-și depună demisia în condițiile în care avem un alt parlament, avem o altă clasă politică, aș îndrăzni să zic. Însă vreau să fac aici referire, pentru că și în Parlament s-a discutat despre privatizări, despre modul în care au fost ele desfășurate, despre mai multă sau mai puțină transparență care trebuia să existe. Haideți să ne spuneți, care este epopeea cu procurorul general? Epopeea cu procurorul general este următoare. Deci, în data de 8 iunie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărârea privind statul captiv. Și una din aceste instituții care au nimerit în această stare de captivitate, Parlamentul a considerat că este și Procuratura. În cazul de față, noi considerăm că, odată fiind adoptată această hotărâre, având un personaj, da, ca și conducător a acestei instituții, care nu a făcut nimic pentru ca procuratura realmente să fie, așa cum scrie în lege, o instituție independentă, el urmează să plece. Da. Vrem să vedem pe cei 600, da, de procurori sau cum s-a vociferat, care au semnat pentru menținerea Partidului Democrat și au semnat pentru credință, da, acestui partid, acestui regim. Deja este o încălcare, o abatere gravă, deoarece, iarăși, cu titlul, ca să mă repet, procuratura, în caz de față, trebuie să manifeste o independență în acțiuni. Plus, la aceasta, eu cred că sunt foarte multe carențe în ce țin de activitatea procuraturii, dosare politice, dosare împotriva business-ului mare, da, la noi în țară, de obicei, mă rog, în acești ani s-a creat așa o situație când, dacă la vreo întreprindere, cât de mare n-ar fi sau mică, da, dacă există un administrator și un contabil șef, deodată se crea un grup criminal, se califica ca și fiind un grup criminal organizat, și procuratura specializată pe CECOX-ul iniția dosar penal și după aia storcea tot absolut din acești oameni și, din păcate, procuratura, în cazul de față, era ca și o bâtă, nu numai politică, dar și o bâtă pentru acei businessmani, pentru ca să-i deposedeze de valori și de afaceri. Pentru că suntem și unul din cazuri este, nu știu,
cazul Trangă, dar nu numai nu doar cazul el. Trangă, da, nu numai el. Sunt ziceam pentru cazuri. Că suntem în emisie directă și telespectatorii pot lăsa întrebările sau mesajele pe care le au pentru participanții la emisiune pe pagina noastră de Facebook, unde aveți posibilitatea să urmăriți și emisiunea în direct. Domnule Slusar, avem câteva sugestii de la telespectatorii noștri. Cineva ne întreabă când sau dacă se vor revedea dosarele privatizărilor, pentru că astăzi ați discutat în Parlament și despre acest lucru, și dacă iarăși va exista transparență în cazuri care au făcut istorie, inclusiv, dacă vreți, și cazul Pădurea Domnească. Referitorul la privatizări. Da. Azi Parlamentul a constituit Comisia Parlamentară de Anchetă legată de da. Controlul asupra tuturor proceselor de privatizări și concesionări. Acest cuvânt a fost adăugat în cadrul dezbaterii de azi, începând cu 2013. Mă refer aici la... Adică începând cu concesionarea aeroportului, adică vorbim, la moment vorbim despre cazurile de rezonanță. Concesionarea da. Aeroportului, deposedarea statului de pachetul de control la BEM, aici eu am niște materiale extraordinare, destul de explicite ce s-a întâmplat acolo și voi oferi comisiei aceste materiale. Ne vom concentra asupra privatizărilor de ultimul an, Tutun CTC, Air Moldova, gările autoconcesionarea companiei ușor, ultimele privatizări, cantina guvernului, casa presiei, vila istorică. Noi, ceea ce au fost, adică materiale de care noi dispunem la moment, denotă faptul că aceste privatizări au fost făcute în detrimentul statului și în interesul unui grup în gust de persoane, deoarece la mai multe întreprinderi avem bănuieli mai mult decât rezonabile, că întreprinderile au fost artificial falimentate pentru a fi privatizate pe bani mărunți, da. Altele au fost vândute la prețuri de 10 ori mai mici decât valoarea lor reală, mă refer aici la Tutun CTC. Nu, stimați colegi, stimați telespectatori, o întreprindere cu activele de peste 400 de milioane, cu rulaj de sute de milioane anual, să fie vândut cu 180 de milioane de lei, asta este, după mine, este o crimă, dar avem comisia. Gările au fost absolut fără nicio argumentare plauzibilă transmisie, după ce au fost multe din ele au fost reparate din banii statului, o bună parte din aceste gări sunt profitabile. De ce au fost ele transmise? Care este fizibilitatea acestei concesionări? De ce doar la o singură companie? De ce nu au fost acele care nu sunt profitabile să fie transmise unor companii regionale, să stimulăm businessul regional? Da. Noi nu cunoaștem. Adică noi avem bănuieli rezonabile. Același lucru și cu Air Moldova. Și cu mai multe. Dar răspunsul care eu am primit recent de la Agenția Proprietății Publice vis-a-vis de privatizarea cantinei guvernului, case presii și vile istorice, eu din start când l-am văzut, imediat am redirecționat aceste materiale la procuratură. Că a fost un fel de odpiscă, mă scuzați, da. Și din care reiese că în loc, eu am întrebat de ce voi ați transmis toate aceste obiecte înainte de a privatiza în locațiunea. Deoarece regulamentul special prevede că dacă sunt transmise în locațiunea, privatizarea merge pe altă cale, mai ieftină, și evaluarea face locatarul. Și aici vădit este interesul de a privatiza la preț de nimic. Și în loc să ne dă niște explicații clare, am primit o lecție de juridică cum se face privatizarea. Ei, nimerniciilor. Eu și fără voi știu, pot citi legea. Eu vă întreb de ce voi ați făcut acest lucru. Și materialele au mers la procuratură. Dar iată, să nu mergem noi pe bucăți. Unul se ocupă cu Tutun CTC, altul se ocupă cu gările. Am luat decizia că să fie la nivel parlamentar creată, să fie această comisie care să cuprindă toate cazurile de rezonanță care noi le cunoaștem și care noi la moment nu le cunoaștem, și să dăm aprecierea politică juridică
publică și eroii, în ghilele mele, trebuie să fie trași cu răspundere. Domnule Bolea, să înțeleg, iată, din ceea ce spunea și domnul Slusar, exista o schemă care aveau drept scop falimentarea și înstrăinarea acestor instituții ale statului, ca în cele din urmă să-și șteargă și urmele. Nu știu, referitor la ștersul urmelor, dar cu certitudine o idee care a fost implementată dintr-un singur unic centru de comandă, eu cred că putem să spunem despre acest lucru. Până la urmă, în societate s-a încercat de a se introduce pe larg această idee că statul și instituțiile statului sunt proști manageri, da, și nu administrează. Nu reușesc să administreze eficient. Eficient întreprinderile de stat. Cu toate că parcursul perioadei de la independență încoace s-a demonstrat că statul are capacitate și instituțiile statului au capacitate de a administra eficient aceste întreprinderi de stat, care pe timpuri aduceau profituri mari, fabuloase. Nu trebuie să uităm despre aceea că pe ultima sută de metri această guvernare a PD-ului a modificat legea privind întreprinderile nepasibile privatizării, unde practic a scos la privatizare întreprinderi strategice, da? Tutun, CTC, tot fiind investiți bani privind reparații și așa mai departe, unde s-a investit, colegul bătrân ce a vorbit despre aceasta, în jur de 90 milioane de lei și au fost vândut cu 170. Adică putem să facem o matematică simplă, unde activii sunt de sute de milioane. Sau întreprinderea de stat Air Moldova. Statul Republica Moldova la ziua de astăzi nu are întreprindere de stat care prestează servicii în domeniul transportului aerian. Unde s-a mai văzut așa ceva? Vorbind despre faptul că dita mai Air Moldova are nu știu câte acolo milioane de datorii. Da. Numai un avion, da? Dar ele sunt mai multe în proprietatea Air Moldova, dacă îl vindeai, acopereai de 3 sau de 4 ori acele datorii pe care le are Air Moldova. Care a fost necesitatea privatizării? Urmează să comisia să se expună în acest sens și să vadă toate procedurile dacă ele au fost respectate. Eu am fost în legislatura precedentă a Parlamentului membru Comisiei Speciale în ce ține de concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Vreau să vă spun, acolo au fost foarte multe nereguli. Da. Domnule Bulea, telespectatorii... Când, ca să înțelegeți, când s-a concesionat întreaga întreprindere și după ce a fost concesionat aeroportul internațional Chișinău, unul din miniștri care au participat, mă rog, ca și factor de decizie și-a dat întrebarea, dar haideți să facem un audit, să vedem ce concesionăm noi până la urmă. Și după acest audit au văzut că sunt conturi bancare ale întreprinderei și pe aceste conturi erau zeci de, dacă nu greșesc, 9 sau 12 milioane de euro. Vă dați seama? Da. Concesionăm întreprinderea împreună cu banii care sunt acolo, care urmau să fie investiți în dezvoltare. Asta ușor puteau să fac statul. Eu zic, ca să revenim un pic la ceea ce discutam în legătură cu procurorul general. Iată, eu bănuiesc cei care ne vizionează la această oră vreau din partea domniilor voastre un termen de timp în care se întreabă când vom avea un procuror general nou și în care vom avea încredere, pentru că aceste dosare care au fost create în ultimul timp cu sute coața albă să se arunce lumina asupra lor și să se vadă, să se tragă la răspundere cu adevărat cei care au încălcat legea. Ne puteți spune o perioadă de timp? Eu nu pot spune o să fie mâine la ora 5 seara sau poi mâine la 12 dimineața. Dar cu certitudine că lucrul ăsta se va produce, urmează după asta
să se organizeze concurs, până la urmă legea prevede că urmează să fie organizat un concurs unde să participe oameni cu o experiență vastă în domeniu, nu numai din domeniul procuraturii, că actualmente în lege scris că trebuie să ai o experiență cel puțin 5 ani în domeniu, adică în domeniul respectiv, să fii procuror. Da. Dar ce facem cu avocații, de dacă sunt judecători, de dacă sunt profesori titular de drept? În Consiliul Superior al Magistraturii noi avem exponenței și se permite, dar în calitate de procuror general, gata, limita, doar procuror să fie. Da. Stați puțin, eu cred că cu această funcție poate să-i sprăvească și persoana care, mă rog, are experiența necesară, da, e în alt domeniu, dar din domeniul jurisprudenței. Da. Domnule Slusar, iată, cei din Partidul Democrat au lansat pe parcursul săptămânii acestea o întrebare pe care îndrăznesc să vă adreseze, legată de modul în care sunt numite aceste persoane în locul celor care au demisionat, și ei se întreabă de ce Andrei Năstase săptămâna trecută și-a promovat o rudă în funcția de șef al IGP. E așa sau nu? Este rudă această persoană? Există interdicții la acest capitol sau nu este adevăr? Haideți să o spunem telespectatorilor. În primul rând, domnul Gheorghe Balan este director interimar. Da. Așa a fost situația la moment, trebuia să fie luate deciziile rapide, persoanele mai curajoase, mai îndrăznețe, și el nu este rudă, el este botezat primul copil lui Andrei Năstase. Și iarăși, începem cu asta că o să fie concursul după asta. Este o denumire, este o numire temporară. O să fie anunțat concursul transparent și nu doar la această funcție. Dacă ați observat, noi, chiar dacă au fost făcute anumite numiri, ele poartă caracter temporar. În rest, așa și cum am spus și domnul Bolea, la procuratura o să fie... Noi n-am făcut numiri importante. La CNA o să fie concurs, la procuratura o să fie concurs independent, la SIS numirea încă nu este făcută. Mai multe cazuri, noi nu mergem pe linia aceasta, să fie numiți oameni pe criteriul politic, pe criteriul de rudenie, pe criteriul de gașcă, peste tot unde este posibil, în mare majoritatea cazurilor vor oamenii vor trece prin concurs. Nu concurs mimat, nu concurs imitat, dar concurs real, independent, cu participare în cadrul comisiilor de concurs a societății civile. Asta este mare deosebire dintre noi și ei. Da, domnule Slusar, vreau să rămânem în albia, iată, faptului că sunteți și vicepreședinte al Parlamentului. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel memoria, în plenul Parlamentului remarcați despre faptul că dispar documente. Ați continuat activitatea, ce ați constatat? Și au astupat urmele, să utilizeze acea sintagmă cu care mă adresam și către domnul deputat Bolea? Mai multe detalii eu voi prezenta mâine, după a doua ședință comisiei, da. Dar pot să vă spun cu certitudine, impresia mea personală, procuratura a făcut tot posibil și imposibil pentru a dosi informația. Noi am solicitat din arhiva Parlamentului mai multe documente legate de activitatea celor două comisii, Comisia Redman din 2013 și Comisia Raducan din 2015. Da. Am primit răspuns că toate documentele au fost ridicate de către procuratura și noi acum așa, fragmentar, cumva încercăm să adunăm prin diferite canale, prin cadrul Comisiei de Securitate, prin diferite persoane care vin și ne furnizează informația, dar toate dosarele, toate documentele se află la procuratură. Dar acest lucru nu ne împiedică, noi ne mișcăm destul de rapid. Mâine, încă o dată, repet, voi prezenta informația mai cuprinzătoare, mai exhaustivă și sper foarte mult că de grabă vom începe și audierele. Ne mișcăm, deoarece noi foarte bine, adică foarte multe persoane ne contactează și noi așa, pas după pas, construim acest puzzle al crimei care s-a început din 2010 și nu este finalizată până în prezent. Da. Domnule Bolea, haideți să vorbim despre serviciul pază de stat care
a fost discutat de asemenea în Parlament, urmează să revină sub ordinea președintelui și să vorbim și despre serviciul de securitate și informare. Era o necesitate iminentă ca aceste instituții să revină așa cum erau odinioară? Eu am vorbit și în plenul Parlamentului despre aceasta. Constituția Republicii Moldova îi conferă un rol important președintelui statului și, de fapt, președintele statului are două prerogative principale. Da? În ce ține de fiind comandant suprem al forțelor armate, în ce ține de politica de securitate a statului și a doilea segment ține de rolul președintelui în politica externă. Deci s-a văzut în 2016, înainte de a intra în funcție domnul președinte, guvernarea la acel moment i-a luat toate atribuțiile din aceste domenii. Și evident că noi nu putem să vorbim despre un rol proactiv a președintelui statului Bunoara în domeniul securității naționale atunci când președintele nu are părghii. Atunci când Armata Națională duce o politică aparte, da, își face de cap cei de la SIS, nu raportează ce se întâmplă în domeniul gestionat de ei și mai departe celelalte structuri. Ori în caz de față noi am fost nu că nevoiți, da, dar trebuia să trecem la o normalitate, să întoarcem acele pârghii președintelui statului din acel domeniu foarte important ce sunt de securitatea națională în mâinile președintelui în așa mod ca să trecem la normalitate și în așa mod ca președintele țării să uzeze, da, de aceste pârghii. Ori în ce ține de serviciul de informații și securitate, astăzi s-a votat legea în prima lectură, s-a vorbit despre faptul că serviciul de informații și securitate se află în continuare sub controlul Parlamentului. S-a schimbat, s-a propus modalitatea de numire a șefului SIS-ului în așa mod ca să fie respectate acele, da, contrabalanțe care trebuie să existe în stat. Adică îl numește șeful SIS-ului Parlamentul la propunerea președintelui Republicii Moldova. Și în așa mod, inclusiv păstrându-se controlul parlamentar asupra SIS-ului, două instituții importante în stat exercită acest control asupra serviciul de informații și securitate. Da. Nu văd nimic ieșit din comun. Țara noastră, mă rog, în asemenea situații, adică în ce sunt denumirea directului SIS și subordonarea dublă, da, față de Parlament și președintele țării, aceste lucruri au existat până în 2016, adică 20 și ceva de ani, asta a fost regula și, de fapt, acest mecanism de numire a șefilor instituțiilor de inteligență, practic în toate țările europene, da, acest mecanism persistă. Adică propune președintele țării și se numește, se aprobă de către Parlament, Senat, ce mai au. Da. Domnule Slusar, procedura legală, și o să vă rog să mă corectați în cazul în care comit o eroare, de ridicare a imunității unui parlamentar este următoarea. Vine procurorul general în plenul Parlamentului, solicită acest lucru, respectiv deputații votează. Iată, făceam referire la începutul acestei emisiuni că domnul Năstase a cerut ridicarea imunității deputatului Plahotniuc și spuneți-vă, rog, lucrul ăsta din punct de vedere juridic nu e posibil până când nu vine procurorul general ca să solicite acest lucru sau există și o altă prevedere legală care s-ar încadra? De ce acord această întrebare? Pentru că în ultimul timp a reapărut în peizajul politic de la Chișinău și Renato Usatăi. Da? Și tot mai multă lume, inclusiv președintele țării,
zic că nu este întâmplătoare revenirea lui Usatăi la Chișinău și a modului în care urmează să se desfășoare, anumite manifestări politice. Haideți să ne vorbiți despre ridicarea imunității, pentru că în rândul PD-ului la sigur mai sunt persoane asupra cărora planează suspiciuni rezonabile și dacă noul procuror general trebuie să fie așteptat pentru a face lumină în această stare de lucruri. Dacă ați citit atent denunțul domnului Anastase, el este unul foarte logic. El nu începe cu Plahotniuc, deoarece trebuie să existe o legătură cauzală foarte clară în cadrul acestui proces de puci, din punctul nostru de vedere. Primii subiecti în acest denunț sunt judecătorii Curții Constituționale. Faptul că cum au fost luate aceste decizii, modalitatea, lipsa ședințelor publice, rapiditatea, luarea deciziilor fără că să fie măcar emise actele Parlamentului, măcar să fie imprimate. Și cel mai important, anularea ulterioară acestor actelor, propriilor decizii, fără nicio motivare, argumentarea juridică, un fel de lozincă politică că Curtea Constituțională vrea pace. Iată, toate aceste circumstanțele, din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere lui Andrei Anastase ca un jurist profesionist, sunt suficiente pentru bănuiala rezonabilă, precum că Curtea Constituțională a luat o decizie vădit ilegală, cu rea voință și sub influența unei persoane. Da. Și dacă noi să vedem componența acestei curți constituționale și ultimele disemnări în cadrul acestui organ important, mă refer aici la Apolskih, care este persoana nanașa Plahotniuc, Gurin, care are o legătură strânță Reșetnikov, adică apare această legătură între acțiunile curții constituționale și un păpușar care a influențat aceste acțiuni. Și sub acest aspect, Andrei Anastase s-a adresat către Procuratura Generală, în starea ei actuală, desigur că așa e situația, către acest procuror general, că să fie pornit dosar penal pe acțiunile Curții Constituționale și pe acțiunile lui Plahotniuc. O să facă acest lucru procurorul actual? Am dubii rezonabile. Dar probabil că o să facă procurorul viitor. Dar posibil, cine știe, poate o să avem minune. Și mâine, poimâine, am înțeles că, iată, am auzit azi că i-au luat act, denunțul a apărut la procuratură și noi o să vedem un dosar penal. Cert este că ridicarea imunității se face doar la propunerea procurorului general. Ce ține de apariția lui Renato Usatăi, nu vreau să dau în speculație, cu speculație, nu vreau să fac niște atacuri, doar, desigur, că apar la mine niște suspiciuni cu graba aceasta. Dacă tu știi că, iată, alaltă ieri, mai a trecut sub control de iure al lui Andrei Anastase, a puterii noi, dar asta de iure, de fapt, urmează să fie luate măsuri în cadrul poliției. E clar că acest proces va dura un pic. Și totodată tu cunoști foarte bine că procuratura rămâne încă sub controlul lui Plahotniuc și mandatele de arest sunt în vigoare. De ce te grăbești? 2 ani jumătate tu ai așteptat. Eu admit că dosarele pornite împotriva lui Renato Usatăi au fost la comandă politică, au fost unele politice. Dar așteaptă câteva zile să ne clarificăm cu Procuratura Generală, să luăm mai bine sub control situația în țară și atunci toate dosarele făcute la comandă, toate dosarele politice vom examina lui Renato Usatăi, lui Gheorghe Petic, lui Sergiu Ciobotar, lui Pavel Grigorciuc, la toți. Vină și atunci ne lămurim. Această grabă generează anumite semne de întrebări. Nu vreau să dau cu părerea, dar rămân cu izuistă de suspiciune, dar o asem la o parte. Acest lucru, avem lucrurile mai importante acum. Da. Domn Bulea, aceeași întrebare. Revenirea lui Usatăi va genera anumite semne de întrebare, așa cum spunea domnul vicepreședinte? Cu certitudine a generat
E clar lucru că mandatele de arest sunt în vigoare, sunt niște hotărâri, da, de fapt, a instanțelor judecătorești prin plasarea sub arest. Și clar lucru că eu cred că dumnealui cunoștea că odată traversând hotarul Republicii Moldova va fi arestat și dus la procuratură. Cum după aceasta a acționat procuratura, noi cunoaștem. Nu vreau mult să vorbesc la acest capitol. Eu cred că apele se vor limpezi și se vor clarifica anumite lucruri. Într-adevăr, ceea ce a spus și domnul Slusar, avem mult de muncit în continuare ca să realmente, da, nu pe hârtie, dar în realitate, să scoatem instituțiile statului din această captivitate. Că s-a vorbit și despre Curtea Constituțională, s-a vorbit despre procuratură, trebuie să vedem ce se întâmplă la CEC. Astăzi au fost anunțate alegerile locale, da, pentru data de 20 octombrie. Să vedem Consiliul ăsta audiovizual și multe, multe, multe alte instituții care, într-adevăr, trebuie să se debaraseze inclusiv de acele practici, da, care au fost până acum, că se coordona, nu știu, ceva la partid, se suna, se telefona la, în cadrul acestor instituții și pur și simplu se spunea, trebuie să executați asta, asta, asta. Noi trebuie să terminăm cu asemenea lucruri și, într-adevăr, să le dăm o anumită independență, da, celor instituții de reglementare și instituțiilor de drept. Urmează să fie făcută, eu cred că deja este imperios necesar, să fie făcută reforma Curții Constituționale, legii cu privire la Curtea Constituțională, codul jurisdicției constituționale, că nu este normal ca o asemenea instituție care trebuie să se bucure de practic o popularitate mare în stat, să fie într-adevăr garantul respectării Constituției, da, să ne mirim iarăși în aceeași situație când Curtea Constituțională adoptă niște hotărâri care, cum a spus domnul Iagland, sunt la prima vedere arbitrare și neînțelese nu numai pe interior, dar și în exteriorul țării noastre. Da, domnule Slusar, pe final de emisiune, eu vreau să vă întreb, iată, ați văzut probabil pe parcurs săptămânii trecute acea investigație RISE referitoare la interceptările telefonice, unde s-au regăsit și o bună parte sau unii colegi ai platformei, da? Vreau să vă întreb cum s-a ajuns ca să aibă loc aceste interceptări și dacă veți solicita amănunte asupra modului și a faptului de ce s-au făcut ele. Hai pornim de la ce e mai toată simplu. Lumea. V-a surprins lucrul ăsta? Că cu părere de rău nu m-a surprins. Probabil că vă amintiți în 2016 a fost publicată interceptare discuții telefonice între mine și Andrei Năstase. Da. Atunci noi, după asta, noi am încercat să facem demersuri la adresa mai multor organe competente, SIS, Procuratura, Instanța de Judecată, Orange. Da. De la toate am primit refuz, nimeni nu a vrut să ne spună dacă ca tare, fără dosar penal, nu e posibil să fie ascultate telefoanele. Noi am vrut să știm cu domnul Năstase care sunt aceste dosare penale unde noi suntem vizați, de ce au fost interceptate telefoanele, da, liniște. Dar după 2016 lucrurile pentru mine au devenit foarte clare. Eu știam că telefonul meu este ascultat, eu n-am avut frustrări, adică e cum, e neplăcut lucru, dar deja tu știi dușmanul în față. Eu știam că noi trăim într-un stat polițienesc, noi aveam informația că atât, da, poliția cât și SIS, 70-80% din tot timpul mai mult se ocupă cu monitorizarea opoziției și au lăsat baltă securitatea statului, problemele criminalității și ordinea publică. Da. Și cu părere de rău, asta lucrurile au ajuns prea departe.
Cu nerăbdare aștept când deja se schimbă conducerea la SIS, la procuratură și noi vom afla mai mult. Eu cred că ceea ce au publicat azi este doar vârful icebergului. Avem nevoie de curățirea, de mai multă informație ce s-a întâmplat și important tragerea la răspundere celor implicați în acest bespredel. Da. Domnule Bolea, pe final de emisiune, spuneți? Da. Dacă îmi permiteți. Scurt. Suntem în emisie directă și vin colegii la camera. Am trecut când a venit în Parlament procurorul general și s-a audiat raportul procurorului privind activitatea procuraturii. Bine, nu a făcut un plen, dar în cadrul comisiilor. Eu, de asemenea, le-am dat această întrebare. De ce la noi, în Republica Moldova, unde sunt 3 milioane populații, noi avem mandate privind interceptarea telefonilor la vreo 12-15 mii, da? Pe când, de exemplu, într-un stat cum e Anglia, da, cu 50 sau 60 milioane populații, iau 1200-1500 maximum, da, mandat desea de interceptări telefonice. Oare nu există alte modalități prin care procurorii, da, să obțină informații? Nu numai informații, dar și, mă rog, probe într-un dosar sau altul. Au spus că există careva probleme în ceea ce ține statisticile, că vedeți, sunt mult mai puține, dar interceptări, dar ele nu știu cum se dublează. Eu în 2015, la început de mandat, am dat niște interpelări de deputat la diferite instituții de forță, începând de la MAI, ternând cu serviciul de informații, securitate, serviciu, adică toți serviciul de forță care au organe de anchetă, da, în cadrul acestor instituții. Am primit de la toate, că MAI-ul nu mă interceptează, serviciul VAMAL nu mă interceptează, acolo CNA nu mă interceptează, celelalte instituții, tot. Răspunsul venit de la SIS a sunat în felul următor: ne vașa sabace dela, știți cum, cam așa. Și din această prismă de idei e clar lucru că este neplăcut și într-a doilea rând se încalcă legislația în vigoare și asemenea chestii nu trebuie să fie admise pe viitor. Domnule Bolea, domnule Slusar, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că multe întrebări încă au rămas nediscutate. Telespectatorii își doresc ca să afle și poziția celor pe care i-au delegat în Parlament. Stimați telespectatori, eu vă zic o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!